Aveți o cerere scrisă? Da. Vă rog să depuneți la dosar. Puteți continua. Aș vrea și eu, în unitatea procesului verbal, privind acordarea de despăgubiri și, mai solicit, creșterea amenzii contravenționale aplicate doamnei Valeria Bălăner, de la 1.000 de lei la 1.500 de lei. Adică, m-au mușcat cărune doamnei. Trebuie să se facă ceva în acest sens. În noaptea de 17-8 martie 2019, această vecină a organizat o petrecere foarte zgomotoasă, iar eu nu puteam să mă odihnesc în niciun chip. A fost nevoită să intru în curtea dânse și să port discuție cu doamna. Dar ce să vedeți? Câinii doamnei au tăbătut pe mine și mi-au provocat rând foarte grav. Și nu e provocat, și că e ultima oară. Păi, vă rog să păstrați liniștea, vă rog să păstrați liniștea, nu v-am dat cuvântul. Continuați. Și ca să fie treaba, unul dintre invitații doamnei, care nu știu ce rol avea în acea casă, s-a gândit să mă insulte și să aibă un comportament cu doamna adecvat față de mine. Am înțeles, doamna Jureanu. Deci doriți să interveniți în proces, da. În calitate de intervenient principal. Da. Doamnelor avocat, aveți cuvântul pe admisibilitatea în principiu a șederii de intervenție principală, anumită Ioana Munșoianu. Doamna președinte, vă rugăm să respingeți cererea de intervenție principală, făcând obiectul strângerii contravenționale, constă în constatarea ca și în urea dispozițiilor pe care doamna Valeria Bălăner, reclamantă, a fost sancționată. Iar Munșoianu nu este parte în acest proces verbal, iar potrivit dispozițiilor 61, ea ar trebui să pretindă un drept strâns legal față de cauza aflată pe rol, respectiv constatarea canună dispozițiilor din acest verbal. Așadar, solicit să respingeți cererea de intervenție principală, deoarece aceasta nu prezintă niciun interes cu privire la aplicare. Mulțumim, doamna avocat. Dacă lângă argumentele și dispoziții legale invocate către colegii în vederea instanței faptul că pretenția intervenției respectiv amende de 1.500 de lei pentru Valeria Bălăner, numai pentru fapta prevăzută de legea 31/1991 articolul 2.16, nu are niciun temei legal, pentru că este limita maximă a amenzii de 500 de lei. Mai am o întrebare. Vor să întrebați martorul Vasile Viulă dacă are cunoștință despre faptul că Arsene Cătălin a mai fost implicat într-un conflict cu alte persoane, pentru un copil de muncă sau altceva. Dacă aveți cunoștință? Da, din câte știu, am mai avut un conflict acum ceva ani cu un alt angajat, dar în urma constatărilor s-a dovedit că celălalt angajat era vinovat și a fost sancționat cu desfacerea contractului de muncă. Dacă nu mai avem poate intra următorul martor.